Vom urmări aici meciul comentat și desigur cu acțiunea oferită de către cele două echipe. Și Semințe deja vine cu această acțiune. Trei fraguri pentru el, Rave Wes și cu Lawless puși la pământ. Rob cu OG, rămân ultimii doi. OG acolo îl găsește pe Semințe. Se răzbună pentru că coechipierii săi eliminați, că a luat USP-ul, player în stânga. Este vorba de Raga și fac crossul perfect Rob cu OG pentru a reveni de la un 2 versus. Dar nu are nici armură OG și Rob cu un headshot este doborât. OG încheie runda, trei fraguri pentru el. Și dacă se bine, în open qualifier, desigur, aproape de close qualifier, Edim cu acest 5-7. Să vedem dacă salvarea lui a contat. Îl doboară momentan pe Rob, încă e în viață, dar Lawless îl vânează. Trage acolo după Edim. Lawless, eliminarea vine într-un final. Alți trei jucători vin acum înspre site-ul la 2 dinspre mid. Acolo Chunky l-a prins pe OG, respectiv Semințe se află lângă smoke-ul acela de library. Trage fix către el Lawless. A încercat câteva gloanțe cu mult succes, se pare că se cat la doar 24 HP. Este playerul de la Infinity, Chunky la doar 1. Are nevoie acolo să tragă fără ca adversarii să se opună împotriva lui dacă vrea să mai prindă vreun frag. Dar speranță pentru această rundă, nu știu cât au cei de la echipa Infinite. Oricum v-am spus încă de la începutul rundei că nu se gândesc la mult, aceștia au dat damage. Wes este în fața lui, Chunky dar îl prinde cu spatele. Să vedem dacă le elimină și pe Lawless sau pe Rave. Dacă îi ține aici lângă site e perfect pentru că bomba va exploda, dar până să explodeze bomba mai era nevoie de timp și Rave. În acest punct, ești ca și câștigat, ai acolo deja un hop foarte mare trecut înspre a te alătura acestor echipe pro din România care au ajuns unde sunt pe propria muncă și pantă la acest turneu. Și acolo ar fi fost un scor de 3 jucători care ar fi fost constant timp de aproape 5 ani într-o echipă. Ulterior, vine Molotovul acolo pentru pare în fața lui Lawless. Acolo se trage de timp și fiind Molotovul foarte frumos, nu s-a mai, l-au făcut pe Semințe să nu mai fie atent în poziția respectivă. Raga dobară pe Lawless cu o foarte bună reacție, dar OG este în site și se duce către site decât să se depărteze mai degrabă pentru a sparge proverbul. Semințe face picul scurt, îl doboară pe Rob, vrea să recupereze arma, dar Lawless îl interceptează și Quantum Flames pușează acum site-ul ăla cu 2 jucători care sunt de la Infinite destul de pușează. OG se întoarce aproape perfect către Raga. A venit Drave cu trade-ul, dar au rămas 2 versus 2 la Quantum Flames care au rămas și fără utilități. Practic, jucătorii se află acum la egalitate din punctul de vedere al echipamentului, dar se pare că din punctul de vedere al aim-ului Lawless are incendiara. Se uite acolo pentru șobolan, va veni un jucător, dar Rave trage mai repede, era pregătit mai mult. Raga luase flash-ul de la Wes, a apucat să-l vadă foarte puțin pe adversarul său și Polarul, celor de la Quantum Flames, câștigă duelul acolo mid, astfel încât să fie cu un om în plus, dar nu pentru prea mult timp. Chunky îl dobară pe OG, 4 versus 4, foarte agresiv jucătorii. Rave l-a prins pe Zeuț, a fost pus la pământ jucătorul de mid. Semințe între timp, a rămas singurul din site-ul ăla, iată cât de repede se repliază asupra midului și îl va prinde probabil pe Rave cu spatele. Foarte bine Semințe, cât de mobil este playerul celor de la Infinite, al la frag acolo, 4 fraguri, Semințe! Ce se întâmplă aici din partea jucătorului Infinite? Raga cu AVP-ul, dă collateral damage, în săritură prin jucătorii, Rob la 52, Rave la 15, prima eliminare pentru OG cu acest Tech 9. Lawless vine cu același pistol aici, 3 Tech 9 cu un AK-47, Chunky dobară pe Lawless, vine repede OG pentru eliminarea cu numărul 2, se va pune presiune probabil către smoke, deși acesta expiră, bomba este picată pe jos, OG a luat AVP-ul, dar Semințe din nou face un astfel de pic acolo. Iată cât de bine a făcut Edim acel pic, nu l-a trădat Shadow-ul, de asta a făcut picul acolo. Semințe, ce se întâmplă, Semințe, 1 versus 2, doar 2 HP pentru el, clutch-ul în față, dar are un jucător care se află în stânga, Semințe! Extraordinar acest player, pur și simplu, impecabil jucat. Raga cu AVP-ul așteaptă în mid, 2 jucători care prejează destul de repede, și vine cu o reacție foarte bună acolo Raga, deși și-a lăsat un gap relativ mic. Un player care vine din banană, fragul pe Edim care pușease, de asigură celor de la Quantum Flames o cale liberă spre site-ul. Vorbesc. Raga are niște reacții extraordinare, iată ce gap își lasă, dar aștepta fix acest lucru, aștepta picul jucătorului cu AVP-ul de acolo pe un gap mic și l-a prins la fix. Heul vine lângă Raga, ia acolo undeva la 30 damage, ulterior mai vine pagubă de la clonțul lui Lawless, dar eliminarea pentru el nu se face picul. Prefire acolo a văzut acel punct negru de pe container. Wes este pus la pământ și Semințe vine la un nou pic, 2 fraguri acolo reușite, jumătate din cât a făcut în fiecare rundă. În schimb,
De ce am spus că este în continuare viabil un astfel de half-buy? Iată ce frumos se face aici trade-ul. Raga dobară pe OG, dar Wes așteptă la gap și la inoa pe Raga cu headshot. Pe DPCT, precum Infinite, pe half, pe full-buy. Și de asta spuneam că ar putea să facă aici un half-buy, să lase un potențial mare de 5 la 5, dar să joace cu un full-buy așa cum trebuie la cart runda cu numărul 11. Edim îl dobară pe Laurestro, bine cu rifragul, este Edim acolo în library. L-a scos pe semințe, Rob. La 22 acesta, Edim face eliminarea cu numărul 4 și se pare că celor de la Infinite... Iar Quantum pe cealaltă parte, au doar pistoale aici. Acum că au cumpărat runda trecută, vedeți că acum se inversează practic pozițiile. Dacă pierdeau acea rundă, vedeți că toți ajungeau cu banii într-o zonă decentă pentru un half-buy viitor, nu pentru runda respectivă. Și după această rundă vor cumpăra din nou. Deși îl lasă pe Lawless să fie acolo în apartamente. Să iasă acolo late game. Wes scoate pe Raka. Și acum ar putea să pușeze B-ul cu un player care se dobare pe cel care este în A. Dar se gândește și ei că probabil aici doar un frag de sparte de la a lua site-ul la sub control. Și într-adevăr o intrare. Și am confirmat motivul pentru care au făcut acel buy. Care cu siguranță nu voia să-l arunce așa. Lawless, Lawless! Două fraguri aici pe Zeus și pe semințe. Am văzut că acolo aveau SMG și cu Digger acolo de către OG, dar va avea jucător în spate. Nu iese încă Raga și poate mă întrebați de ce. S-a asigurat acolo, a făcut un pic de trigger discipline. Întrucât OG, deși unii jucători au această atenție distribuită. Și acolo Raga a avut dorința și a dorit să... fac un pic de trigger discipline pentru a mai scoate un jucător dacă era să fie cineva prezent. Între timp, Quantum Flame se liberează aici toată harta de player de la Infinite, drop de la Raga de pistol. Pe 250 și de la Edim de asemenea și aceștia bar ajunge. Runda cu numărul 14, o rundă în care Infinite, iată, pușează midul exact cum spuneam că ar putea să o facă. Semințe a făcut switch-ul peste că mid instant și a făcut-o din prima eliminare. Acolo este un jucător rămas și Rob a făcut două fraguri pe semințe, respectiv pe Raga. Aici Rob All-Star is presented by Hellcase, Same de All-Star și eSports Shop. Și nu uitați să apăsați acolo pe butonul de follow aici pe canalul nostru de Twitch. Dacă vă aflați pe pagina principală, Faceit, urmăriți Dogo-ul și desigur steagul Quantum Flames acolo pe în site-ul B pentru un final de primă jumătate în favoarea lor cu un scor de 10 la 5. Dar până atunci se fac trade-uri și iată-l pe Edim făcând tracking-ul, dobară pe Rave, coboară, s-a auzit, încearcă prin fire-ul, rămâne fără gloanțe acolo pentru următoarele dueluri. Totuși Edim are încărcat, se pune acolo, face wallbang-ul, foarte bine prin smoke. Wes este eliminat, 17 secunde pentru plan, ci au 3 adversari, centra Quantum Flames. Robo dobară pe semințe, este Lawless cel care plantează din nou. Vine un flash pe deasupra, la care îi face un dodge foarte bun Rob. Un frag numărul 2 și încheie Lawless această ultimă rundă cu un score de 10 la 5 pe tabelă. S-a urcat sus pe cutia stângă în colț. Lawless cu primul headshot, acolo Zeus se întoarce, dar prea târziu. Lawless a tras 2 după el în mormânt. OG a venit cu un flash este extraordinar! 3 jucători flashuiți, într-adevăr. Infern, o hartă care le convine să piardă, mă miră. Semințe, scoate pe Rave acolo, în dreapta este Wes care vine, a rămas 1 versus 1 Wes, dar Semințe continuă cu un al treilea quadkill. Iată că se gândesc aici pentru mai multe zile negre Infinite, până la urmă, oricum Quantum i-au condus destul de mult. Edim îl elimină pe OG, vine molotovul pentru Pit, coboară Edim cu gloanțele șuierând lângă corpul său. Rob a fost cel care a arătat cam mult și chiar Edim îl elimină ulterior. Quantum Flames sunt safe, muri, cel mai să maximizeze pe acest aspect. Își fac un run boost aici de la echipa Infinite. Din trade-ul, Zeus l-a scos pe Lawless, încă rezistă Wes, totuși Semințe îi fugărește și știu foarte bine Infinite că vor da o pagubă enormă economiei adverse dacă îi vor scoate pe toți. Și într-adevăr, iată, 3.800 momentan așteaptă cu cross replacement și trage, da, bine eliminarea! Nostradamus, cred că mi se mai spune. Până la urmă, avem cum să-l vadă totuși Semințe pe adversar. Zeus s-a ocupat de OG, acolo fragă în fața lui Chunky! Are o armată în față pe pistoale, într-adevăr, dar... Rave, doi jucători care... sunt mai mult decât capabil să joace pe aceste arme, dar incendiar molotovul de la Infinite venit acolo lângă patio a ajutat perfect să-l dea pe Rave în spate și Zeus a băgat după el, l-a eliminat. Zeus ulterior cu o reacție foarte bună a dat dodge la acel flash al lui. Raga pleacă să verifice site-ul. Semințe se lupte cu Lawless, dar este solo, trebuie să îi facă dublajele cei de la echipa Infinite. Edim îl prinde pe Lawless, mai rămân încă doi playeri în viață și dacă îl scoate și pe Rob sau pe Wes, Chunky este bine până la urmă, perfect chiar pentru cei de la Infinite. Sunt total pro unor echipe noi care să vină să facă surprize și care să crească, dar
din perspectiva Infinite, ei clar nu pot să accepte să piardă în fața Quantum Flames, care aduc o luptă interesantă aici pe harta Inferno. Polarul respectiv și-a contat miza respectivă, Raga totuși îl vede pe West cam greu acolo, a făcut picul prima dată sus, a făcut picul pentru partea de jos, dar nu mai era Raga. Unde? Este bomba, este la Raga. Și acum trebuie să caute un frag, Chunky face eliminarea, plantează safe pentru CT cu acea fântână în față, Raga, în timp ce Chunky l-a scos pe OG, rămâne doar Rob, impecabil, clutch colectiv din partea celor de la Infinite. Cine 2 Quantum, dacă este să o luăm așa. Este vorba aici, după cum am spus, de un gamble, e vorba de noroc, acel pop flash l-a luat semințe, dar văd că foarte puțin, deși apare acolo. În... Acum vin și ceilalți jucători de la Infinite, vor lua duelul cu playerii de acolo, Raga moare și nu știu dacă avea AK-47 în meciul acela. Va urma imediat după Infinite vs. Quantum și cei de la Infinite se pare că vor ieși destul de bine încălziți din meci și One Tap, o victorie, tot împotriva celor de la Quantum Flames, dar aceștia au luat mai multe runde aici pe Inferno decât au luat pe Nuke împotriva echipei... Oanta pe care tocmai am menționat-o. Deci, jucător la Yo-Yo, Molotovul vine, să vedem dacă aruncă smoke-ul. Rob sau iese pe bătaie, iese pe luptă, Chunky era atent. Restabilesc egalitatea numerică, pune presiune puțin prin smoke, a intrat la Yo-Yo, face picul jucătorul care era acolo lângă ruine, este rake PvP-ul. Oricine face picul poate să fie eliminat, vine flexatul pe marginea corpului lui Raka. Ratează pe Chunky, semințe, este la pilon. Launix face, pardon, Lawless face picul, foarte apropiate nickname-urile lor, dar Lawless... Cred că mai trebuie un pic de muncă până să-l ajungă și pe Launix. Tot un jucător care are potențial aici să crească. Launix a dovedit destul de multe semințe dobară pe West. Revenind aici, Rave scoate cu al doilea frag runda pentru Quantum Flames și nu se oprește. Nu încearcă mid-ul pentru că știu că l-au pe Rave adversarii cu AWP-ul în duel, se pare, cu Zeus. Da, nu vine să cred. A bătut un jucător cu AWP-ul care aștepta Zeus făcând picul cu AK-47 cu un crosser perfect. Acum vine Rob puri fragul. Rob în acțiune, l-a secat pe playerul din partea superioară. Rob pentru un triple kill. Foarte frumos, Rob, asta. Vrem să vedem aici la Rob Stars. Pentru baza de la Ghivece a fost aruncat foarte bine. Raga, reacție pe Lawless. Trage și prin smoke ulterior. Coicpirul său plantează. Playerul din banană respectiv va veni destul jucătorul care ar putea să fie în grill. Dar uitați-vă ce gap are din perfect. Gapul pentru a trage. Urcă și îl scoate și pe Rob. Două fraguri făcute acolo. Și dincolo cei de la Quantum Flames sau MP9 și M4, deci ea se fac fracuri în această rundă. În acest moment, Lawless are 24 HP. OG l-a eliminat pe Edim, intră semintea lui Coipirul său Zeuț înspre mid și stau grupați Infinite, joacă în haită. Doi player de la Quantum Flames care sunt responsabili de site-ul ăla și vine și Lawless. Dar se va fi surprins probabil de faptul că aici Infinite pușează, da, pe dublaj chiar. Cei doi, dar doar se uite, se pare că a apucat să tragă, se îndreaptă dinspre CT către site-ul B. Față în față cu ei va fi un player care are AK-47, singurul rămas pe acel AK de la Quantum Flames. Ripicul vine de la OG, n-a putut să ducă un alt duel, l-a secat la 40, cu 40 de match. Focul pentru CT, foarte bine a făcut semințe, iată că pentru că s-a rotit, Rob îl dobară pe semințe, Raga cu PP-ul acum 1 versus 1, Raga, încă un frag pentru el. Al doilea sau al treilea chiar, a trei fraguri pentru Raga în această rundă, 16-11.